Va reuși oare Tudorel Toadel să-l revoce din funcție și pe Augustin Lazăr prin modelul Chioveș și deja patentat? Rămâne de văzut. Deocamdată, ministrul Justiției a anunțat că în câteva zile va fi gata evaluarea procurorului general al României. Înseamnă că mai sunt niște elemente pe care vreau să le evaluez. Timpul se măsoară în zile și voi face cunoscute criteriile de evaluare, să le din lege, de fapt, elementele de evaluare, concluziile raportului de evaluare în mod public. Ministrul Justiției a decis să evalueze activitatea Procurorului General al României în luna august, în contextul scandalurilor legate de protocoalele secrete dintre SRI și Parchetul General. Tudorel Toader a declarat atunci că Ministerul Public s-a îndepărtat treptat de la rolul constituțional pe care îl are, că activitatea Ministerului s-a îndepărtat de la rolul de garantare a drepturilor și libertăților cetățenești. Ministrul Justiției a folosit aceeași procedură și în cazul fostului procuror șef al DNA, Laura Codruța Chioveși. A făcut o evaluare a activității fostei șefe a DNA și a cerut revocarea acesteia de către președintele României. Chiar dacă Iohannis s-a opus inițial și a afirmat că nu sunt motive de revocare, în final a fost obligat de o decizie a Curții Constituționale să emită decretul prin care fosta șefa DNA și-a pierdut funcția.